După scandalul de zilele trecute cu un primar mexican care a fost târât pe asfalt în Indonezia, ministrul securității a fost atacat cu un cuțit în plină stradă în timpul unei vizite în teritoriu. Oficialul a coborât din mașină, fiind luat pe sus imediat de atacator, care a și fost prins de gărzile de corp ale ministrului. Oficialul a fost transportat la spital cu o rană destul de gravă. În vârstă de 72 de ani, el este ministru al securității. Numirea sa a fost criticată de organizații pentru drepturile omului în urma implicării sale în calitate de șef al forțelor armate în represiunea sângeroasă din Timorul de Est, o micuță țară insulară situată în apropierea Indoneziei. Acesta a fost inculpat de o comisie a ONU în legătură cu vărsarea de sânge petrecută la votul din 1999 pentru independența Timorului de Est, când în jur de 1000 de oameni au fost uciși.